În primul rând, un călduros bine-ați venit la Constanța. Și cum așteptăm, sper că este doar prima venire. Eu am, nu știu dacă este o întrebare, este mai mult o curiozitate. În momentul de față, sunteți un candidat, viitor candidat, la funcția cea mai înaltă în stat, fără a avea... În România? Da. Ok. Eu n-am dat, mulțumesc mult. Așa... Așa m-am zis. Așa spune lumea. Fără a avea deocamdată sprijin politic. Veți candida ca independent, fără sprijin politic și dacă da, și veți reuși, pentru că aveți elementele necesare, cum veți face? Hai de bine, mi-a fost teamă că ajungem la subiectul ăsta. Eu mulțumesc pentru întrebare. Ultima oară am fost la Constanța chiar înainte a zilei Dobrogei, înainte de 14 noiembrie, care cred că în calendarul istoriei naționale este în cele mai importante date. Pentru că fără Dobrogea și fără acces la Marea Neagră și controlul gurilor Dunării, România nu ar fi astăzi ceea ce este. Deci am fost și ultima dată, am vizitat și Academia Navală de aici, vin des aici, avem prieteni aici, avem neamuri. Și în carte mai vorbești despre Abomân destul de mult, pentru că inclusiv în Balcani, România are obligația să-și reia tradiția de a investi în toate comunitățile sale. Acum, eu am spus-o și o repet aici, la Constanța. Anunțul, decizia cu privire la ceea ce am să fac după ce termin jobul la NATO, este după ce termin jobul la NATO. Nu am cum să o fac altfel, sper că mă înțelegeți. Este o chestiune de obligație profesională și etică până la urmă. Dar ceea ce simt și am spus-o și o repet și aici, sau o spun în premieră aici, în Constanța, eu cred că în clipa de față alegerile din septembrie, devansate în septembrie, sunt fără îndoială cele mai importante alegeri pentru președintele României în ultimii 25 de ani. Și Puiu Hașut este aici, care le-a văzut și le știe pe toate. Cred că nu exagerez, pentru că sunt cele mai importante alegeri din ultimii 25 de ani. Pentru că lumea se schimbă, pentru că se schimbă societatea, pentru că sunt riscuri peste tot, sunt oportunități peste tot și cred că românii și româncele vor fi extrem de atenți la pe cine aleg. Pe cine vor decide și dânsele să aleagă. A doua chestiune. Am încercat și am mai făcut ceva politică. Cred că am văzut modele de președinți propulsați de către un partid politic și cred că în clipa în care Constituția României spune că președintele este deasupra partidelor, trebuie să terminăm cu ficțiunea aceasta, că un președinte ales cu sprijinul unui partid, care este important fără îndoială sprijinul acela, că poate brusc să devină un președinte al tuturor românilor, indiferent de cine votează, dacă votează și de unde votează. Deci, din punctul meu de vedere, cred că anul acesta este anul independenților. Și văd și cum partidele tradiționale și netradiționale se chinuie să găsească candidați pe la primării, pe acolo, și există, revine tot timpul ideea independentului. De ce? Pentru că s-a consumat un pic, să spun, credibilitatea proceselor clasice de partid. Este ușor să câștige un independent o funcție într-o primărie sau la nivel și mai mare? Evident că e foarte, foarte greu. Dacă românii își propun cu adevărat să susțină un astfel de profil și un astfel de candidat, părerea mea este că are toate șansele să câștige. Și ultima observație. Alegerile prezidențiale în România mobilizează la vot românii și româncele din țară și în diasporă în cifre imens mai mari decât cele obișnuite. Dacă media participării la vot la alegerile parlamentare sau locale e undeva spre 40%, la europarlamentare e și mai jos, în turul întâi de prezidențiale, istoric vorbind, sunt 55% care vin la vot, deci și turul 2, 65%, ceea ce înseamnă câteva milioane de români și românce vin exclusiv pentru acea lege președinte. Persoana președintelui, personalitatea președintelui, identitatea președintelui, crezul președintelui și nu neapărat partidul care eventual îl sprijină. Nu minimizez importanța partidelor. Partidele fac parte esențială din democrația oricărei societăți și în România, trebuie lucrat cu partidele. Dar nu trebuie să fii neapărat dependent de partide ca să ajungi într-o funcție oricare. Și când spun independent, spun mai degrabă nedependent, în sensul propriu. Și cred că asta își dorește România și de asta cred că, în tot ce înseamnă sociologic,
măsurători sociologice, lucrurile astea par tot mai clar. Mulțumim! Bine, hai să mai fac un comentariu și am dat microfonul. Da, da, vin. După aceea o să revenim, mai avem trei întrebări și după aceea revenim la dumneavoastră. O secundă, doamnă Cuveraș, imediat. Bine ai venit, dragă Mircea. Se spune că Dumnezeu ne-a învățat să vorbim ca să ne ascundem atunci când trebuie gândurile. Sigur, nu ne-a spus că va candida la președinție, cu toate că noi știm ceva anume. Ce a spus și doamna. Și am să vă spun două rațiuni pentru care Mircea Doamne e cel mai nimerit. Ce scrie Constituția? Nu că președintele este jupânul serviciilor, nici că e jupânul justiției, nici că e jupânul partidelor, că este responsabil, în primul rând, de o liniște socială și, în al doilea rând, de politica de apărare și de politica externă. De la politica externă, și l-avem aici pe unul care a fost ambasador 4 ani în Statele Unite, pe președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, și Senatul este responsabil cu politica externă, de un fost prim-ministru, un președinte al Senatului. Cel mai calificat în acest domeniu. În privința politicii de apărare, lucrurile sunt și mai evidente. Secretar General Adjunct al NATO, cea mai importantă funcție pe care a obținut-o vreodată un român, în chestiunea referitoare la apărare. Doi, mă bucur de referirea pe care a făcut-o la românii Sudul Reci, ce trebuie să facă România în continuare, ceea ce a făcut foarte bine timp de 60 de ani. Și trei, este, dacă vreți, și o întrebare, este o reflecție personală. Eu nu am avut surprize. Am avut surprize, dar nu am avut secrete. Secrete n-am avut. Surprize am avut. Și surpriza a fost când, nu e nevoie de niciun răspuns, o chestie personală, domnul Iohannis și-a depus candidatura pentru președinția NATO, pentru secretar general NATO. Atât vreau să spun. Eu îi doresc lui Mircea Joană mult succes. Știu eu la ce și știți și dumneavoastră. Aș vrea să vă dau că prin aplauze vă susțineți în următorul afirmație. Pe lângă toate lucrurile pe care le-ați spus... Nu, 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 Cristi, te rog eu mult. Nu, chiar mă... Haideți să lăsăm. Oamenilor din sală. Te perfect. Bună ziua! Mulțumim că ați venit aici la Constanța. Numele meu este Steriana Bajlechi și sunt aromâncă. Ne mândrim cu faptul că ne-ați menționat și suntem o contribuție esențială la... În toate țările balcanice suntem un neam care le răzbește. Da, aș vrea să mă spun următorul lucru. Întâi, pentru că nu am înțeles exact când se termină jobul dumneavoastră la NATO, ca să știm și noi ce facem. Deci când se termină jobul dumneavoastră la NATO? Asta ar fi o primă întrebare. Să sperăm că se termină în așa fel încât să putem alege și noi ceea ce trebuie, așa cum trebuie, pentru diplomație, pentru înțelepciune, pentru echilibru. Și al doilea lucru, în momentul în care a început conflictul din Ucraina, vă spun sincer că eu, având și băiat în familie, ginere și așa mai departe, m-am gândit ce se va întâmpla mai departe cu noi și dacă podurile de la Vadul Oii și de la Cernavod de rămâne picioare, scuzați-mă. Ei bine, a fost o liniște în plus faptul că dumneavoastră erați acolo. Întrebarea aceasta este dacă un candidat din Est poate să asigure o securitate mai mare la alegerea sa ca președinte, ca șef al NATO, sau nu contează de fapt candidatul, contează echipa de acolo. Asta este, pentru că este o vreme în care ne interesează nu numai cine conduce și ce face cu România, ci ce se întâmplă și în zonă, mai ales că Dobrogea, repet, dacă pierde podurile, e destul de izolată. Bun. Mulțumesc! Să vă spun cu privire la mandatul meu, este că când nu voi pleca, nu voi pleca odată cu Jens Stoltenberg, nu putem pleca amândoi în același timp. Și la dânsul este
un termen limită ferm de această dată, după 10 ani de imens succes la cârma acestei alianțe. Imens succes. Este final de septembrie. Pentru asta este nevoie ca aliații să găsească cât mai rapid un consens cu privire la succesorul domniei sale. Și nu intru în niciun fel de comentarii cu privire la geografie, mai ales că este și o situație specială în România. Nu este căderea noastră să comentăm privire la succesorii noștri. Pe cale de consecință, fie înainte de septembrie, fie după septembrie, în funcție de o decizie pe care o voi lua personal, pentru că o decizie personală și o decizie de echipă cu Jens Stoltenberg, să vedem dacă care sunt condițiile de o succesiune lină. Decizia este în principal la mine. Deci, ca să clarificăm puțin lucrurile, deciziile